În municipiul Bârlada a avut loc ieri a doua ediție a întâlnirii soțiilor de preoți din Episcopia Hușilor. Invitata specială a fost Monahia Sofronia Rădulescu, coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril al Arhiepiscopiei Iașilor. La eveniment a participat și preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni, ne zice așa: eu când sunt slab, sunt foarte puternic. Sunt puternic. În urmare, însuși Dumnezeu, omul, ne descoperă El însuși pe cruce. Când am spune noi, din perspectiva noastră ca oameni, că era într-o situație fragilă, toți s-au înăpustit asupra Lui și îl bajocoreau, îl ironizau, îl persiflau. Însă Dumnezeu, omului Iisus Hristos, pe cruce ne-a dat dovada atotputerniciei sale. Nu prin dominare, ci prin dragostea sa. Că așa ne-a slujit Hristos și ne slujește pe toți. Adevărata autoritate în biserică este dragostea, slujirea prin dragoste. Mulțumim preasfințitului Ignatie, Episcopul Hușilor, pentru inițiativa de ne-a aduna pe noi preotesele din județul Vaslui și Maicii Sofronia Rădulescu, pentru cuvintele frumoase pe care le-am sorbit și pentru toate sfaturile și îndemnurile pe care ni le-a transmis. Ne-a explicat despre creșterea și educarea copiilor, despre importanța rugăciunii în cadrul familiei de preot. Maica Sofronia Rădulescu, trainer la Centrul de Formare și Consiliere Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Arhiepiscopia Iașilor, a valorificat idei, concepte, atât din teologie cât și din psihologia modernă și din domeniul neuroștiințelor. Conferința de astăzi a fost despre dragoste, principala virtute creștinească, care reprezintă chintesența tuturor relațiilor interumane. La final, Părintele Episcop Ignatie a oferit tuturor persoanelor prezente cartea Școala Fragilității de Denis Trinez.